Salutare tuturor și bine ați venit la noul meu video tutorial de Minecraft. Sunt Tiend uh, și astăzi o să vă arăt cum să faceți o fermă de iron. Ok, această func fermă funcționează 100% și în survival, deoarece eu o folosesc pe serverul meu de survival și să fiu sincer, sunt absolut uimit de rezultatele pe care le dă și de cantitatea de iron pe care am reușit să o obțin datorită acesteia. Uh, ok, dacă doriți să vă alăturați serverului nostru, o să las de asemenea IP-ul în descriere, și lăsând comentariile deoparte, haideți să vedem cum uh, facem această fermă. Pentru început, o să avem nevoie de un stâlp de 9 bloc blocuri înălțime: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay? și la nivelul celui de-al 9-lea. Uh, o să uh, lipim Alte două cuburi În toate cele patru direcții Față, spate, stânga, dreapta okay? Mai exact, două în față Două în stânga Două în dreapta Și două în spate Dacă îl privim de sus Ar trebui să arate ca un plus format Din 5 cuburi 1, 2, 3, 4, 5 Și 1, 2, 3, 4, 5 După care o să umplem fiecare colțișor formând un pătrat sau mai exact o, o platformă pătrată de 5 pe 5, ok? 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3, 4, 5, ok? Mai departe. Uh, la nivelul uh, cuburilor exterioare, ok, vom face uh, pereți din sticlă, ok? Preferăm Uh, sau mai bine zis este obligatoriu să utilizăm cuburi okay? și să lăsăm un loc liber, un spațiu liber de un cubuleț loc în care vom adăuga un pat astfel okay? după care interiorul acestei încăperi îl vom umple mai departe cu alte paturi în modul în care uh, doriți voi astfel încât uh, interiorul încăperii mai exact, podeaua încăperii, încăperii să fie în totalitate alcătuită din paturi. Ok? Uh, bun, mai departe. Putem continua uh, cu pereții încăperii. Uh, la nivelul 2 nu mai este necesar să lăsăm niciun uh, locușor liber, niciun cubuleț uh, liber și uh, continuăm astfel până la cel de-al treilea nivel. Cum puteți vedea sunt 1, 2, 3 blocuri înălțime. Dacă doriți să o decorați, puteți să-i faceți stâlpii din alt material. Să arate ceva mai interesant, zic și eu. Și după care, odată ce am ajuns la cele trei blocuri în înălțime, ok, cu pereții noștri, putem să acoperim această încăpere în totalitate, atât deasupra pereților, cât și pe deasupra încăperii. Însă, o să-i punem niște glowstone în fiecare colț, cel puțin eu prefer să fac acest lucru, pentru a face lumină în interior pe timp de noapte, să nu fac un spawn point, să fac fermă de aer, nu? Ca dacă nu ar avea lumină, s-ar face spawn aici înăuntru și ar muri villagerii, pe care îi vom, îi vom adăuga mai apoi. Bun. Mai departe. De la nivelul acoperișului fermei noastre, privind din față, considerând uh, fața uh, locul în care am lăsat acest loc liber. Okay? În laterale sus de tot la nivelul acoperișului, okay? vom uh, adăuga un cub atât în stânga, cât și în dreapta, așa cum am zis, în laterale, după care Vom înconjura clădirea cu acesta ok, până reunim aceste cuburi între ele. Astfel, și o să urcăm mai departe în sus de la nivelul cuburilor exterioare, alți pereți de uh, 3 cuburi înălțime. Ok, facem niște stâlpi pe aici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, să arate mai interesant, 2, 3. După care putem să facem pereții. Uh, mai puțin uh, în fața uh, fermei noastre, în fața fermei uh, nu vom face niciun uh, perete, acolo vom lăsa liber, ok? Așa cum puteți vedea. Ar trebui să rămână astfel, ok, după care vom acoperi această încăpere de la cel de-al doilea etaj, să zicem așa. Putem să punem și aici câte un glowstone, okay, pentru a nu se spana niciun tip de mob pentru că nu avem nevoie nici de zombi, nici de monștri, nici de nimic. OK? Și ar rămâne astfel. Mai departe, vom continua de la nivelul uh, peretelui care este uh, la nivelul 2, OK? Cu 1 2 3 cuburi mai în față, ok, considerând aceasta fața clădirii noastre, așa cum v-am spus, și în partea opusă la fel. După care, de la nivelul celui de-al treilea cub pe care l-am adăugat, vom continua mai departe cu un stâlp până la nivelul solului, ok. Sper să mă înțelegeți, nu știu exact <laughs> Uh, cum să mă explic? Este destul de dificil. Uh, mă bate română. Însă, uh, dacă urmați pașii, cu siguranță veți uh, obține această fermă fără nicio problemă. Astfel ar trebui să arate, ok? După care... De la nivelul uh, primului nostru uh, stâlp, care l-am făcut mai în exterior decât, uh, decât uh, încăperea principală, putem să coborăm până la nivelul solului. Astfel. Ok. și ar trebui să ne rămână ceva de genul. După care vom face pereți de sticlă în toată această zonă, ok? Atât aici, cât și aici, cât și aici, ok? Bun. Odată ce am terminat, rămânem în interiorul uh, aceste încăperi formate din uh, pereții noștri de sticlă, okay? și la nivelul acoperișului nostru, sau la nivelul uh, celui de-al doilea etaj, mai bine zis, o să uh, lipim um, semne, cred că semne se numesc în română, având în vedere că în engleză se numesc signs, atât um, înspre clădirea noastră, cât și înspre exterior. Okay? Dacă doriți, puteți să înlocuiți aceste cuburi de sticlă din spatele semnelor cu altceva, cu alt tip de cub, să nu se vadă lemnul pe din afară. Odată ce am pus aceste semne, vom intra în interiorul încăperii de la cel de-al doilea etaj și în fiecare colț, okay, la nivelul celui de-al doilea cub, vom adăuga o găleată de apă, o găletușă de apă. Ok. Dacă nu vă funcționează și apa nu ajunge până aici în centru, gen acest loc rămâne liber, ok? Păi nu e nicio problemă. Pur și simplu punem un cub aici sau sub apă, mai exact, un cub aici și aici și adăugăm apa. Deci, în acest caz se buguiește pentru că funcționează, nu știu exact cum funcționează apa în cele patru direcții. Este o anumită direcție în care nu se unește aici în centru. Deci dacă nu se unește, pur și simplu puneți un cub sub apă pentru a se uni. După care trebuie să-l rupeți. Deci nu-l lăsați acolo pentru că o să dea probleme. Mai departe, probăm. Dacă apa ne duce și ne duce și ar trebui să cădem prin, această gaură, prin gaura neagră. <laughs> Odată ce am căzut în încăperea aceasta formată din sticlă sau totul e format din sticlă aproape aici, la nivelul solului în interior vom adăuga semne la nivelul celui de-al doilea cub din pereții noștri, okay? pentru ca mai apoi în colțuri să-i adăugăm lavă deasupra semnelor pentru uh, ca acestea să se acopere în așa fel încât să nu cadă până la nivelul solului. Okay? Deci lava să acopere uh, această încăpere, să putem intra noi, însă orice entitate Uh, mai mare de două cuburi să uh, mai înaltă de două cuburi să ia daune. Ok. Bun. După ce facem acest lucru, decidem un colț în care vom adăuga apă. Gen, eu voi alege acest colț, adică acest cub va fi apă mai exact. Dacă aici voi pune apă, în colțul opus voi adăuga un hopper sau pâlnie, ok? în limba română, astfel, direcționat spre exterior, loc în care voi pune uh, un chest sau mai multe, depinde de voi, trecând pe sub sticlă, deoarece sticla ne permite să deschidem chestul, deci îl putem acoperi fără nicio problemă, așa cum puteți vedea, și uh, odată ce am făcut acest lucru, putem să spargem cubul nostru și să adăugăm apă în locul acestuia. După care putem să închidem încăperea și ne ducem în partea opusă să-i facem un test. Aruncăm un obiect acolo, închidem aici și ne ducem la acestul nostru să vedem dacă a ajuns. Și da, a ajuns. Bun, odată ce am ajuns până aici, putem să ne ducem la uh, etajul numărul 1, la prima încăpere care am făcut-o și să băgăm uh, villageri. Okay, dacă sunteți în survival pur și simplu deschideți și băgați cu un trenuleț, vă trebuie minim 2, după care îi puteți înmulți cu morcov, okay, având în vedere că suntem creativi voi profita de acest lucru, pun doar 4 și după care voi înmulți cu morcov, spre exemplu dacă aveți doar 2 villageri le puteți da 4 stecuri, 5 stecuri de mâncare pentru a fi sigur că se vor mulți până la 5 villageri. Ok? <coughs> Odată ce ați obținut cei 5 villageri ai voștri, trebuie să așteptați ca cei mici să crească, să ajungă adulți și să doarmă o noapte. Și voilà, a doua zi ar trebui să spaneze un iron golem, după care acest iron golem ar trebui să cadă și va ajunge mai apoi în lavă, care îl va omorâ și uh, acest iron golem va dropa iron, între 3 și 5 ingots, ok, uh, lingouri de iron, așa cum puteți vedea în acest caz am avut noroc să zicem așa și a dropat exact 5, care e maximul de uh, lingouri de iron care îl poate dropa iar acesta va fi respanat la un X, o X cantitate de timp. Nu știu exact timpul de respawn, însă acesta se va respana și se va respana și se va respana din nou și din nou și din nou și va muri din nou și din nou și din nou și, din nou și um, tot fierul va intra aici în chest. Atât timp cât un player este într-o rază de 50 de blocuri dacă nu mă înșel, cum puteți vedea, a apărut un alt uh, Iron Golem care va cădea mai departe și va muri evident. Uh, acest sistem l-am făcut și pe serverul meu și vi-l voi prezenta. OK. Aici este ferma mea de iron pe serverul nostru Survival, așa cum puteți vedea, este mai mult sau mai puțin uh, similară la cea pe care am făcut-o în tutorial. De fapt este exact la fel, doar cu câteva detalii în plus pentru a arăta mai bine. Și aici în chest, wow, este plin. Așa cum puteți vedea, avem o cantitate enormă de iron și nu doar în chestul acesta, inclusiv aici în depozit, deoarece obișnuie să-l depozitez, avem o cantitate enormă de blocuri de iron, stecuri de blocuri de iron, ceea ce dovedește faptul că ferma este super utilă, super productivă obținând uh, o, o grămadă de iron uh, într-un timp foarte scurt, sunt mii de bucăți de iron uh, pe oră, atât timp cât suntem în apropiere și o menținem activă. În fine, dacă v-a plăcut acest video, dacă v-a fost de folos tutorialul, uh, nu uitați să dați un like. Dacă nu sunteți abonați, să vă abonați, evident, și uh, să lăsați un comentariu dacă ați reușit să o faceți, sau chiar și dacă nu, dacă aveți nevoie de mai mult ajutor, o să vă ajut cu mare plăcere. Și nu uitați să mă urmăriți și pe rețelele de socializare, linkurile vor fi în descriere. Până una alta, eu vă salut și v-am pupat! Ciao!